Fotbaliștii Rapidului se antrenează intens în această perioadă pentru meciul de sâmbătă de pe Areni cu Ceahlăul Piatra Neamț, contând pentru etapa a 11-a a Ligii a 2-a. Precipitațiile din ultima vreme au perturbat însă programul de pregătire al grupării sucevene. Vă dați seama, vrem să câștigăm, e un joc acasă care, dacă l-am câștigat, ne-ar menține în plotonul fruntaș. Și asta ar fi cel mai important. Trei puncte importante, sper să reușim să le câștigăm, chiar dacă ei trec pentru o perioadă mai nefastă, așa să zic. Sunt sigur că nu o să fie un joc ușor, pentru că niciun joc nu e ușor. Ei, jucători, au valoroși. În lot sunt mulți rămași de anul trecut de la Liga I, știm de la jocul de cupă, în care au avut o perioadă bună în care ne-a dominat. Dar, v-am zis, la ei problemele s-au mai agravat între timp, așa să zic, și situația nu e una bună. Noi sper să ne câștigăm punctele și atât, indiferent de situația în care se află ei. Îmbucurător este că starea de spirit din lotul grupării sucevene tinde să devină una pozitivă, în ciuda înfrângerii din ultima rundă de la Constanța. O să avem un meci greu. Ceapla o echipă bună, chiar dacă este pe ultimul loc în clasament. Unul dintre cele mai grele meciuri o să le avem acasă, părerea mea, începutul ăsta de campionat. O să intrăm încrezători și sperăm că o să câștigăm. Avem nevoie de puncte. Am pierdut etapa trecută și trebuie să câștigăm acasă. Știm cu toții că sâmbătă ne va aștepta un meci foarte greu în compania unei formații cu jucători care au jucat mult timp la Liga I, cu jucători tineri care au cuchetat cu loturile naționale și zic eu că situația lor din clasament evidențiază și problemele de în club și noi trebuie să profităm de acest lucru și sâmbătă să învingem, să bucurăm suporterii cu o victorie. O singură absență importantă au sucevenii pentru partida de sâmbătă, cea a mijlocașului central Dragoș Frijan, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.